Tehnologia avansează pe zi ce trece, chiar și pe plan amoros. Viața de noapte din capitala Rusiei se va îmbogăți cu un nou element de atracție odată cu deschiderea preconizată a primului bordel cu roboți. Conform adevărul.ro, potrivit reprezentanților companiei, primul astfel de bordel sau centru de distracții pentru adulți, Dolls Hotel, va funcționa asemenea unui hotel ce operează cu un preț fix la oră pentru închirierea camerelor, însă un element inovator. Pe lângă posibilitatea de a închiria o cameră pentru un preț de aproximativ 40 de dolari pe oră, clienții pot închiria și o păpușă pentru sex pe durata șederii, pentru un preț total de 80 de dolari pe oră. Roboții care vor fi utilizați de către acest bordel vor fi dotați cu un algoritm de inteligență artificială de ultimă generație, fiind echipați în plus și cu sisteme de mișcare și unități de încălzire, ceea ce le va permite să mențină o temperatură a corpului confortabilă. Reprezentanții companiei ce va deține acest bordel au afirmat că intenționează să investească într-un lanț de astfel de bordeluri și în alte orașe din Rusia și în fostele republici sovietice, împreună cu un serviciu de catering cu astfel de roboți pentru petreceri și clienți privați. Aceștia au susținut că au reușit să atragă deja finanțări de 300.000 de dolari pentru dezvoltarea acestei idei, dintr-un total necesar estimat la 1,5 milioane de dolari. Aceștia au adăugat că înființarea unui astfel de centru de distracții pentru adulți nu doar că îi ajută pe oameni să-și îmbunătățească viața sexuală într-un mod legal, dar și că ajută la ameliorarea unor probleme cu care se confruntă societatea rusă, precum traficul de persoane și prostituția. Acest tip de bordel funcționează deja în mai multe țări din Europa, precum Marea Britanie, Germania, Olanda, Austria și Spania, relatează adevărul.ro.